caz că nu sunt prezentă în clipa respectivă. Mm-hmm. Haideți să venim lângă dumneavoastră să vedem ce faceți acolo. Înainte să cambrăm, trece pe la mașina de lipit pânză. Se lipește în tăritura asta, care e o pânză care se întinde în toate direcțiile și să și aibă o ținută căputea după ce se cambrează. Pe urmă trece la stropit, avem o stropitoare cu apă sau cu ce? Nu, avem, ne trimit o soluție specială care înmoaie materialul ca astfel încât să se poată ca să își dea drumul, ca să se să ia ei curbura necesară. După ce o stat la stropit de cel puțin o jumătate de oră, sunt materiale care trebuie să steie mai mult, se bagă la această mașină și începe operațiunea. Mașina este caldă. Aici avem temperaturile la care trebuie să fiecare material. Da, 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 da. Așa. Și la cât, ce temperatură are acum aici? Păi acum are 60 de grade. Plăcile astea, astea nu ar. Asta și asta se încălzește. De cât timp aveți aparatul ăsta, mașina asta? Mașina asta îl avem de vreo 4 ani. Se defectează grav, se pot remediază băieții. Avem mecanic, avem electrician. Mm-hmm. Oameni care se pricep la astfel de mașinării. Da, se pricep. Mm-hmm. Practic o face mai moale, nu? E, nu se să moaie materialul. Nu? Momentan e moale, până când este caldă se mai poate ajusta după tipar. Mm-hmm. Trebuie să dea curbura asta cât mai exactă aici, așa. Și ce se întâmplă atunci când nu se privește? Se mai face mai odată. Se mai face odată. Arată ca un fier de călcat. Da, așa pare că... Wow! Deci nu... Deci se prensează să rămâie forma respectivă. Uh-huh. E greutate, într-adevăr. Da. O greutate ca să rămâie cât mai exact după tipar. Și cam... trece la doamna și le răscrește. Uh-huh. Te mărim și trebuie să-i dea forma interior sau exterior, să fie pe piciorul stâng sau pe dreptul. Ce mai întâmplă să mai greșiți piciorul? Nu. Nu, că deja a intrat în sânge. Da. Așa e. Aici văd un alt aparat. Pe asta este mașina de lipit pânză. Ah. Aici vin pânzele gata croite. Da. Deci asta e bucățica așa, care s-a pus așa, pe care... Da. Și așa bucată se pune pe căpute. Uh-huh. Pe urmă se stropește, se lasă un timp. Deci practic absolut toate vă vin din străinătate. Da, absolut tot. Cuțitele, tiparele, materialele, căptușelile, absolut tot. Ața, benzile, tot ce este necesar. Uh-huh. Accesoriile. Domnul Frenț, asta e și un beneficiu pentru dumneavoastră, nu? Nu mai trebuie să căutați în altă parte, nici nu știu dacă ați fi găsit aici în România tot ce ați avea nevoie pentru a face asta. Da, mai mult decât atât, eu am început făcând produse proprii ale noastre, dar a fost mult mai costisitor pentru că trebuia să investim în materiale și a fost foarte, foarte greu să facem vânzarea și încasarea produselor, pe când în sistem LON, deși câștigul nu este foarte mare, este desfacerea asigurată, pentru că toate comenzile se execută și se încasează. Pentru ce munciți. Da. Cu condiția păstrării termenelor de livrare și a calității. Ce termene aveți? În cât timp trebuie să predați marfa? Cât mai repede. S-a scurtat datorită crizei
ciclul de producție foarte mult. Dacă înainte era de săptămâni, acum este de zile. Din momentul în care materialele intră în unitatea noastră, în decurs de câteva zile trebuie deja să livrăm produsele. Asta înseamnă că se lucrează și schimbul 3? Nu, se lucrează într-un singur schimb, dar cu viteza pe care ați văzut-o, da, foarte mare. De la 6:30 dimineața? Da, programul este de la 7 la 4 cu 3 pauze, deci 8 ore efective de lucru. Dar sunt și lucrători care vin mai repede și pleacă mai târziu, când nu reușesc să-și termine comenzile pe care le au pentru ziua respectivă. Da, și plata pe lucru pe care îl faceți, când primiți? Contractele sunt la 30-45 de zile, termenele de încasare. V-au făcut fițe? S-a întâmplat să nu vă plătească? Se întâmplă mici întârzieri sau discuții asupra calității, unde ne punem de acord în ce mod rezolvăm acele probleme. Asta e prima fază sau cea de sus? Aceasta este prima fază, după deci care mergem la dau de muncă de colegilor de sus, la secția de cusut. Da. Cei câți angajați aveți? După cum vedeți, sunt 4, iar în momentele în care mai avem încă comenzile nu se pot acoperi, mai angajăm, dar vă spun, programul reușim să-l facem atât de elastic încât să acoperim comenzile cu personalul existent. Da. Cei de sus știm să lucreze și aici și invers? Sau nu, s-au specializat pe faze. Asta este, de fapt, secretul productivității. Și cred că așa e și cel mai bine. Fiecare știe, evident, ce are de făcut. Știe ce are de făcut și o face mai bine și mai repede. Bun. Cum vă înțelegeți? Cum e atmosfera de aici? Dacă salariile ar fi duble, ar fi mult mai bună atmosfera. Suntem, din păcate, bineînțeles, din păcate, sectorul industriei ușoare este printre cele mai slab salarizate sectoare. După noi mai este doar industria lemnului și industria alimentară. Uh-huh. Întotdeauna a fost așa. Industria ușoară a avut o muncă, așa zis, mai ușoară, dar salarii, într-adevăr, mai ușoare atunci când le încasez. Ajung la salariul minim? Da, bine, salariul minim este obligatoriu. Deci de acolo în sus discutăm, bineînțeles. Ce posibilități are un tânăr care a terminat și el 12 clase sau o școală profesională și el bate la ușa dumneavoastră și spune dați-mi și mie ceva? Eu am încercat și am colaborat cu Școala Sfânta Maria pentru ca acei tineri să vină direct pregătiți, însă din păcate ei nu se mai îndreaptă spre meseriile de marochinărie, încălțăminte, pielărie și se pare că aici este nevoie de o atitudine diferită și a școlilor de arte și meserii, chiar și a părinților care îi îndrumă pe copii spre anumite meserii. Eu cred că în România a sosit timpul ca să revenim la meserii pentru a putea să avem asigurat un loc de muncă. Așa e, terminăm suntem, școală și nu, suntem nu în situația facem, în care avem sute de mii sau milioane de absolvenți de studii superioare, dar care nu-și găsesc un loc de muncă. Pentru ori că în facultate sau în școală nu au făcut o meserie, nu s-au axat pe ceva. Da, deci trebuie să revenim și să urmăm calea pe care au urmat-o și țările occidentale. Majoritatea copiilor de acolo învață, în primul rând, o meserie și doar o parte dintre ei se îndreaptă spre universități. Înseamnă că totuși aveți și probleme de genul acesta. Nu găsiți oameni cu care da, să da, colaborați. Evident. A fost greu să formați colectiv la a acesta? A fost foarte greu, mai ales că în Bistrița nu a existat o fabrică de stat de încălțăminte ca să putem să preluăm personal calificat. Da, am fost o mică unitate cooperatistă care a lucrat într-un alt sistem, așa cum ați văzut, în cealaltă secție, mai mult manual și mai puțin mecanizat și a trebuit să depunem eforturi considerabile pentru a ajunge în această fază pe care o vedeți acum. Multe bătaie de cap, multe telefoane, mult somn. Mai multe gânduri. Da. Transferul tehnologic este foarte dificil când îl faci într-o unitate industrială și mai ales avem mult de furcă cu mentalitatea oamenilor. Păi de aici foarte multe aparate și astea le-ați primit tot de la Italia? Nu, astea, din fericire, am reușit să accesăm un program cu finanțare fare și parțial cu creditare de la o bancă și astfel am reușit să retehnologizăm toată unitatea noastră și să modernizăm și clădirea. În urmă.
urmă cu 4 ani. Da, am început în urmă cu 4 ani și a durat un an și jumătate întreg procesul de modernizare și retehnologizare. Și acum plătiți? Acum plătim creditul, da, am avut și o componentă rambursabilă, dar am și o rată destul de mare pe care dacă nu producem, ne este foarte greu să o plătim. Intrăm în secția de croit, unde vom vedea în continuare procesul de producție al fețelor, deci de încălțament. Deci toți cei de aici sunt, sau cele de aici, că văd mai multe femei.